Pe parcursul săptămânii trecute, în Chișinău au fost înregistrate 121 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Numărul ar fi în creștere cu aproape 50% față de săptămâna precedentă, spune șeful Direcției Municipale Sănătate, Boris Gâlcă. Mai mult decât atât, acesta a atenționat populația să evite evenimentele care pot provoca anumite pericole, dar cel mai mult să nu uite de vaccinarea anticovid. Potrivit șefului Direcției Generale Asistența Medicală și Socială a Primăriei, Boris Gâlcă, numărul cazurilor noi de COVID înregistrate în săptămâna 20-26 iunie este cu 76 mai mare față de cel din perioada 13-19 iunie. O tendință și în regiune, de aceea repet și atenționez, dacă nu ne atenționează Ministerul Sănătății, cel puțin noi în municipiul Chișinău vrem să fim în siguranță. Vreau să atenționez populația referitor la evitarea totuși a evenimentelor care pot provoca, să zicem, anumite pericole, dar cel mai important și care rămâne prioritar, să nu uităm despre vaccinarea COVID. Șeful de Direcție Municipale Sănătate a mai spus că populația ar manifesta interes mai scăzut pentru vaccinarea împotriva noului coronavirus, în timp ce municipalitatea este în așteptarea aprobării vaccinării cu doza 4. Vom aștepta la fel ghidarea din partea Ministerului Sănătății cu privire și la efectuarea dozei 4, care deja se face în foarte multe țări. Noi nu avem nicio ghidare și nicio informații despre acest fapt și care este protocolul de aplicare în Republica Moldova. Responsabilii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică afirmă că doza 4 încă nu este reglementată în Republica Moldova. În primul rând, deci la moment nu este implementată doza 4 în Republica Moldova. Deci sunt reglementate doar 3 doze de vaccin. Are suficiente stocuri de vaccin anti-COVID-19 Pfizer, avem în jur de 350.000 de doze, avem Sinovac în jur de 24.000 de doze și Sinopharm în jur de 55.000 de doze. Potrivit site-ului vaccinare.gov.md, în ultimele 7 zile a fost administrată 1.658 de doze de vaccin, dintre care 259 doza 1, doza 2 a fost 624, iar boosterul a făcut 775 de persoane. În total, numărul persoanelor vaccinate cu schema completă este de 1.065.122.000.